Scăderea este cu trecere peste ordin atunci când cifra unităților descăzutului este mai mică decât cifra unităților scăzătorului. Un prim caz de scădere cu trecere peste ordin este aceea în care descăzutul este format din zeci și unități, iar scăzătorul numai din unități. Spre exemplu, 73 minus 8. Cum vom proceda în cazul acesta? Separăm din descăzut o 10 împreună cu unitățile descăzutului, adică numărul 13. Și îmi rămân alături încă 60. Apoi scădem scăzătorul. Știm să rezolvăm scăderea 13 minus 8. Este egal cu 5, pe care îl adăugăm 10-lor descăzutului, 10-lor care ne-au mai rămas. 60 plus 5 este egal cu 65. Acesta este rezultatul operației noastre de scădere. 65. Mai ușor ne va fi să calculăm în scris, așezând numerele unul sub celălalt. Descăzutul 73 minus scăzătorul 8 în coloana unităților. Atenție cum gândim! 3 minus 8 nu se poate în mulțimea numerelor naturale și așa că ne împrumutăm de la 10. Luăm o 10 din cele 7 și o transformăm în 10 unități. Știm că o 10 este alcătuită din 10 unități. Împreună cu cele 3 unități formează numărul 13. Iar 13 minus 8 este egal cu 5. Din cele 70 am luat o 10. Înseamnă că mi-au rămas numai 60, iar numărul este 65. O altă situație este aceea în care atât descăzutul cât și scăzătorul sunt numere formate din 10 și unități, adică din două cifre. 10 unități minus 10 unități. De exemplu, 82 minus 57. Este o scădere cu trecere peste ordin, căci cifra unităților descăzutului este mai mică decât cifra unităților scăzătorului. Cum procedăm în acest caz? Mai întâi, separăm din descăzut o 10 împreună cu unitățile acestuia. 10 plus 2 egal cu 12. Și ne mai rămân 70. Iată, l-am descompus pe 82 în 70 plus 12. Scăzătorul îl descompun în 10 și unități. 57 se descompune în 50 plus 7 unități. Pasul următor este ca din numărul format dintr-o 10 și 2 unități, adică din 12, să scad unitățile scăzătorului. Minus 7 este egal cu 5. Acum, din 10-le care ne-au mai rămas la descăzut, deci din cele 70, scad 10-le scăzătorului. Minus 50 este egal 20. Iar din 5 și 20 se compune numărul 25, care este și diferența. Și în acest caz este mai ușor să calculăm în scris, așezând numerele pe verticală, unul sub celălalt. 82, descăzutul, minus 57, unități sub unități, 10 sub 10. 2 minus 7 nu se poate în mulțimea numerelor naturale, așa că ne împrumutăm de la 10, de unde luăm o 10, pe care o transformăm în 10 unități. Iar 10 unități plus 2 unități formează numărul 12. 12 minus 7 este egal cu 5. Dacă din 80 am luat o 10, mi-au rămas 70. 7 minus 5 este egal cu 2. Diferența este 25. Un caz special de scădere cu trecere peste ordin este atunci când descăzutul este format numai din 10. Spre exemplu, 700 minus 69. Cel mai ușor este să calculez așezând unele sub altele aceste numere, adică făcând calculul în scris. 700 minus 69. 6 în coloana 10-lor, iar 9 în coloana unităților. Încep să scad de la unități din dreapta. 0 minus 9 nu se poate în mulțimea numerelor naturale. Vreau să mă împrumut de la 10, însă și aici descoper 0.
sunt nevoit să mă împrumut de la Ordinul Sutelor, adică din cele 700, să iau 100 și să o transform în 10 zeci. Iată, dacă din 700 am luat 100, mi-au rămas 600. Voi scrie și eu cifra 6 la Ordinul Sutelor. Acum, din cele 10 zeci, voi lua o 10, pe care o transform în 10 unități. Dacă din 10 zeci, adică din 100, am luat o 10, mi-au rămas 9 zeci. Voi scrie și eu cifra 9 în coloana zecilor, la Ordinul Zecilor. Și acum, din cele 10 unități, scad 9 unități. 10 minus 9 este egal cu 1. Mai departe, 9 minus 6 este egal cu 3. Iar la sute vom avea cifra 6. 631 este diferența și vom scrie și noi aici după egal.